proiect a fost un succes, astfel s-a extins pentru toate disciplinele de geomatică din cadrul facultății. Pentru că totul a fost ok, s-a creat și un master de GIS, unde este foarte utilizat acest proiect pentru materiile de proiectare și baze de date și toate celelalte din cadrul masterului. A fost realizat de către domnul Comitetu Dotă și domnul Topegeanu, iar ca mentorul are pe domnul Nicu Constantinu. Utilizează platforma Content Management System, cu ajutorul căreia se pot realiza website-uri foarte ușor. În acest lucru adică se poate utiliza de către persoane care nu au neapărat cunoștințe mari de programare. De asemenea, Moodle este un sistem de management al cursurilor prin care profesorii pot coordona și coordona facultățile studenților și programa cursurile pe această platformă. Folosește baze de date MySQL și PostgreSQL, toate sunt open source. De asemenea, pentru partea dinamică a site-ului, pentru vizualizarea datelor și hărților, folosește OpenLens și OpenGeoSuite. Cui se adresează acest proiect educațional? În primul rând, studenților, masteranților și doctoranților din cadrul Facultății de Geografie din Universitatea din București, dar și tinerilor cercetători și cadrelor didactice pentru proiecte de cercetare pe care le realizează agenția. Ca dovadă a celor ce studiază acest proiect, se observă că am ajuns la 549 de utilizatori. Proiectele pe site sunt destul de numeroase, 379 de care sunt atât tutoriale cât și articole despre diverse evenimente, programe, fiecare activitățile pe care le-a desfășurat fiecare. Comunitatea, după cum v-am spus, este actual alcătuită de 549 de user, de aproape întreg teritoriul României. Se observă că predominant sunt din partea sudică, deoarece adresându-se facultății de geografie, studenții provin din întregimii. Cât utilizăm prezent și unde, se observă că în București sunt cei mai mulți vizitatori, cei mai mulți care accesează site-ul sunt atât în București, dar și în Iași sau Craiova, Cluj-Napoca. Se observă că numărul vizitelor este de 7346 de vizitatori unici, iar în lume se observă că România este țara. Cum se accesează acest proiect? În principal, adică principala sursă sunt motoarele de căutare, după care se observă că postarea direct a adresei, din păcate, se află nu prea sus, dar acest lucru se schimbă. Se observă, de asemenea, că principalele surse de principalele motoare de căutare sunt Google și Facebook, iar cuvintele principale prin care este găsit acest site este clar OpenGIS, pentru că folosește platforma OpenGIS, acest proiect este promovat în cadrul studenților. Se observă, de asemenea, o ciclicitate a acestui site-ului. Cubele, cele de studente sunt în săptămâni, când studenții au activitate, iar se observă că valorile minime sunt atunci când studenții sunt plecați în weekend acasă sau lasă în școală un pic. Se observă că cele mai puține accesări au fost când a fost open site pentru domnul deja de este acum a doua. Am făcut abuz de putere. Care este structura proiectului și a site-ului în general? Se observă că conține o multitudine de proiecte, arhive,
se adresează și este folosit pentru evaluarea studenților, li se oferă informații și le cer un feedback după utilizarea lor. În partea de sus se observă pentru a accesa acest site, pentru a face parte din userii site-ului, trebuie să fie înscris un proiect. Ai un meniu special în care te înregistrezi, după care ai acces la baza cursurilor. Se observă că la MyCampus apar cursurile care sunt predate și care operează cu acest proiect. Se observă că fiecare curs este organizat de un profesor, iar mai departe cursurile pot fi editate, modificate, șterse în funcție de cerințele la care trebuie să răspundă studenții. Observă că li se pun teme în această structură, li se pun cerințe, li se pun notele, adică totul este vizibil, totul este interactiv. De asemenea, profesorii pot să vadă cine accesează dintre studenți site-ul, cine descarcă date, cine citește articole, cine lucrează practic activ în cadrul proiectului și al facultății. Se observă că sunt date atât despre data de acces, cât și despre locația de unde provine fiecare student. Studenții sunt evaluați, iar pentru a fi evaluați s-a creat o galerie unde fiecare student trebuie să pună hărțile finale pentru a fi evaluați pentru cursurile care sunt predate. Se observă că galeria este alcătuită din 8 categorii, fiecare conținând multiple hărți. Este o variantă, cel puțin eu, ca student, m-am bucurat că am putut să văd ce au făcut alții și să văd ce aș putea să iau de la fiecare să fie din ce în ce mai bine ceea ce faci. Este o posibilitate de a evolua. De asemenea, studenții sunt evaluați și prin proiecte, și prin tutoriale. Pot posta pe site la diverse teme, diverse articole și proiecte. Pe site sunt în total 379 de astfel de proiecte. Pentru a face proiectele, bineînțeles că este nevoie de date. Iar acest proiect, OpenGIS, mai nou conține și o variantă de date utilizate prin serviciul VMS, pot fi accesate de către studenți, de către masteranți și medici cercetători. Pot fi accesate în programe de editare, în programe open source, cum ar fi QGIS-ul, DIG-ul și multe altele. Aceste date pot fi utilizate doar în scop didactic și de cercetare. Ele nu pot fi folosite pentru obținerea unor avantaje comerciale sau economice, pentru că sunt adresate instituției din care facem parte. De asemenea, pe site găsim multiple aplicații, open source, clar, pentru Linux, dar și pentru Windows, sunt total de 256 de aplicații, de unde pot fi descărcate. Inclusiv, aceste aplicații sunt compilate în DVD-ul FreeGIS pe care vom lucra la seminarii. De asemenea, pe site, pentru a putea învăța mai bine să lucrăm cu aceste programe, sunt câteva seminarii live puse, în care aplicațiile practice se pot testa de către fiecare. Site-ul conține și o bibliografie online care poate fi accesată de către studenți. De asemenea, această bibliografie poate fi îmbunătățită de fiecare. Fiecare poate adăuga ceea ce găsește util și crede că este bine să comunice mai departe pentru a fiecare să aibă acces la date. Link-urile, de asemenea, pot fi adăugate și de studenți și de profesori, este un site interactiv. Sunt în total 246 de link-uri către diverse domenii. După cum se vede, în
unde nu adresăm întrebări, nu se răspunde, există o interacțiune între studenți și profesori, există o disponibilitate pentru a ne rezolva probleme. Se observă că pe forum sunt câteva categorii importante, atât despre GIS, despre programele care lucrăm, dar și putem pune întrebări despre probleme de, legate de facultate sau de diverse alte lămuriri. Proiectul în principal organizează și alte activități, cum ar fi cercul de GIS, unde dorim ca studenții să se obișnuiască cu această platformă. Încercăm să ne întâlnim și să creăm împreună un seminar din care toți avem de învățat. De asemenea, a fost organizată și o activitate gen Latin Party, în Pitești. Studenții din anul 3 de la fotografie de anul trecut au fost cei care au participat la această activitate. Au fost pe echipe, au fost trimiși în teren, iar imediat acum vedea rezultatele finale ale acestei activități. Se observă cum arăta înainte Piteștiul, înainte ca această activitate să aibă loc, și cum arată după. Baza de date încărcată este foarte utilă pentru cei care vor să realizeze acum proiecte sau studii în zonă. Ca și concluzii, că acest proiect oferă accesibilitate atât studenții au acces la informații, la bază de date, la exemple, dar și oferă soluții, atât din partea profesorilor către studenți sau din partea studenților sau studenților profesori către cei mai tineri, către studenți. Se obțin și rezultate remarcabile în urma utilizării proiectului. Există o calitate a datelor, eficiență, comunicare între departament și studenți. Iar acest lucru, credem noi că este foarte bine.